la mătușii mea acasă. Și gen, nu vă spun câți ani aveam, că e vrea, e confidențial asta. Bă, nu-mi e rușine ca aia să zic. La mătușii mea acasă, am dat în alt oraș, știi? Și am zis că mă duc afară să-i plimb cățelul cu aia. Am coborât pe scor frumos, am luat cățelul de lese, era un cățel, era un purat de la mic de cățel. Am mers, am plimbat cățelul prin oraș, m-am așezat pe o bancă. Cu aia ghiciți ce? Lângă mine s-a așezat o altă fată. Zic, bă, mintea mea ce era vorba? Zic, pe asta nici măcar nu iau pe Instagram-ul, dar apoi s-o fut. Mintea mea cu aia, dar stai să vedeți ce s-a întâmplat. Filmați-mă, bă, nu filmați cu aia, că mi-e rușine să mă apulă. Eu dat-o la cățel, nu e cu aia. Fii atent. Se așeză fata aia lângă mine și zic, bună, la care ea bună. Și zic, ai Instagram? Da. Unde Instagram-ul? Îl iau. Mă duc în piață să iau un pepene, că mi-a zis, zice să mă duc și mă să iau un pepene, mă întâlnesc chiar cu ea. Zic, bună, ce mai faci? Că poate ne vedem mâine la un suc, că eu nu sunt aici, că până la mea, că nu știu. Fă, iau pepenele cu cățelul și mă duc acasă cu aia. Câți ani aveam? Vă spun imediat. Ajungem noi acasă, 2014 așa popular pe Insta. Păi de ce 2014 nu v-am zis câți ani aveam? Cu aia nu v-am zis câți ani aveam, cu aia. Cu aia nu v-am zis câți ani aveam. Nu vă spun câți ani aveam. Adică poate să fie și ieri. Nu vă spun câți ani aveam. Fulana, așa ajungem noi acasă, las pepenele pe masă și las cățelul și eu mă duc să mănânc pepene, că aveam chef de pepene. Și cum era pepenele așa rotund, știți că mi l-a dat să-l încerc și i-a făcut o gaură așa în mijloc. Nu era mătușii mea acasă, era de cățelul și am zis, bă, pula mea, mi-a dat pantaloni jos, am luat carbasanul și am început să-l bag în pepene cu aia. Și prost, dă-i și câte pepenele cu aia. Și am dat la pepene cu aia până mi-a picat carbasanul cu aia. Și asta e povestea de zirginarii mele.